Bună dimineața tinerilor care cad în capcana poveștilor, unor oameni fără pic. Demnitate. Eu mi-am făcut alegerile. Știu exact, dar exact a căror mese le voi întoarce la momentul oportun să le dau de cap. Nimeni, niciodată, nu poate opri un om care a luat hotărâri. Una din cele mai mari hotărâri pe care le-a luat vreodată. Vedeți o poveste înainte de asta? Stați să vedeți. Despre oamenii care astăzi pretind că fac. Servicii. Fără să se aștepte să fie plătiți. Să le vedeți dacă ați ști povestea lor reală. Nu le-ați mai spune nici bună ziua. Dacă ați ști că ăia sunt ăia care nu au nici un Dumnezeu cu adevărat. Că n-a avut în viața lor un dram de bunătate. Și că acolo unde nu există bunătate, nu există nici minte. Și că întotdeauna astea sunt căpușile, ca să știți și voi. Astea e vreodată căpuși care și-au clădit imperii pe puterea altora, pe mintea altora. Sunt oameni care nu au fost capabili să ofere servicii acătării, nici pe bani, dar al minterii. Pe gratis, în serviciu comunității. Îi vedeți azi? Îi știu de o viață. I-am mirosit de prima dată. Și i-am lăsat. Pentru că aveau ceea ce aveau ieftin. Ceea ce credeam că am nevoie. La momentul acela. Păstrează sfaturile, cunoștințele și ce crezi tu cu alții. Vezi-ți de viața ta, de femeia care încă îi pasă de tine. Pentru că ei au ales cândva, iar acum culeg ceea ce au semnat, ceea ce au semănat. Pentru că la masa la care nu a existat respect și că la masa a existat doar respectul meu și a altora ca mine, nu are de unde să apară onoarea și nici încrederea.
nu mai salva oameni care și-au săpat groapa altora, care au săpat groapa altora. Doar pentru că cred că au nevoie de ajutorul tău. Lasă-i să moară pe propria lor limbă. Atât. Nu-mi datorez nimic. Niciunul nu-mi datorează nimic. În schimb, vă datorați vouă. Pentru că și Iuda avea amici. Care meritau toată încrederea. În schimb, l-a vândut pe Iisus pe 3 arginți.